2022 nu a început foarte bine pentru industria cripto și deși am văzut o creștere pentru Bitcoin cât și pentru celelalte criptomonede, evident că nu avem încă o direcție clară pe termen scurt pentru această piață. Iar în așteptarea unui nou bull run care va duce piața la un nou all-time high, m-am gândit să căutăm răspunsul la celebra întrebare. Care sunt cele mai bune criptomonede sub $5 pe care ar trebui să le aveți în vedere în următorul an? Aloha prieteni, eu sunt Tsunami, iar în următoarele minute vă voi prezenta 7 criptomonede sub $5 în care să investiți în 2022. Ca de obicei, menționez că lista de astăzi nu trebuie luată ca un sfat investițional și există riscul ca piața cripto să mai scadă în următoarea perioadă, având în vedere măsurile anunțate de Fedul American, dar și conflictul din Ucraina. Dar dacă apreciați proiectele prezentate astăzi, documentați-vă din cât mai multe surse înainte de a investi în acestea. 1. Engine Coin. Engine a fost fondat încă din 2009, fiind inițial o platformă destinată domeniului de gaming, lansată de Maxim Blagov și Vitek Randovski. Dezvoltatorii au luat în calcul trecerea platformei pe blockchain în 2012, după ce au devenit interesați de fenomenul Bitcoin. Dar cu toate astea, tranziția a avut loc abia în 2017. În acel an, printr-o acțiune de tip ICO, a fost lansat ecosistemul Blockchain Engine și care oferea o suită de produse software prin care se putea tokeniza și distribui anumite obiecte. Practic, folosind platforma celor de la Engine, dezvoltatorii de jocuri vor putea tokeniza iteme din jocurile respective și le vor putea lansa pe blockchain-ul celor de la Ethereum. Iar aici intervine tokenul platformei numit Engine Coin și care oferă acoperire NFT-urilor respective. Iar astfel, aceste iteme digitale vor putea fi vândute, cumpărate sau tranzacționate pe bani reali. Engine Coin a fost lansat ca un token ERC-20 pe blockchain-ul Ethereum, iar în prezent ocupă poziția 62 pe CoinMarketCap, având o capitalizare de aproape 1,6 miliarde de dolari. Proiectul are peste 85% din supply lansat în piață și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte din spațiul de gaming și chiar Metaverse. Chiar dacă nu reprezintă un joc, Engine reprezintă o soluție venită în sprijinul dezvoltatorilor de jocuri și care va beneficia de creșterea industriei de gaming pe blockchain. 2. Nexo. Anunțat încă din 2017 și lansat în aprilie 2018, proiectul celor de la Nexo reprezintă o platformă ce poate oferi userilor împrumuturi ce au acoperire în criptomonede. Userii vor fi nevoiți să depoziteze în prima fază o garanție, care poate fi în monede precum Bitcoin, Ethereum, Litecoin sau XRP, iar apoi vor putea accesa instant împrumuturi în stablecoin sau chiar fiat. Proiectul a fost lansat de o echipă cu o veche experiență în domeniul financiar, care a apelat la tehnologia blockchain pentru a introduce un produs financiar popular în industria tradițională financiară, dar inexistent până atunci în domeniul cripto. Platforma celor de la Nexo a fost primul nume din piața cripto care a introdus o linie de credit în această industrie și prin care utilizatorii vor putea accesa împrumuturi în funcție de portofoliu pe care îl dețin. Tokenul proiectului folosește tot numele de Nexo și are o utilitate foarte mare în această platformă. Userii care vor deține aceste monede vor avea parte de dobânzi mult mai mici la creditele accesate și vor putea chiar depune anumite monede în depozite și de a câștiga un profit de pe urma operațiunii respective de staking. De asemenea, Nexo va plăti dividende din profitul realizat către holderii tokenului respectiv. În această perioadă, Nexo ocupă poziția 80 pe CoinMarketCap, având un preț de aproximativ $2 și o capitalizare de $1 miliard. All-time high-ul monedei a fost de $4,6, iar dacă vă gândiți să investiți în acest proiect, trebuie să știți că momentan are în circulație doar 50% din supply și este listat pe exchange-uri ca Huobi, Uniswap sau Bitfinex. 3. Phantom. Creat inițial ca o alternativă la blockchain-ul Ethereum, Phantom reprezintă o platformă descentralizată de contracte inteligente pentru activele digitale sau aplicațiile descentralizate. Dezvoltatorii și-au propus să depășească limitările vechii generație blockchain și au pus accent pe trei componente cheie, scalabilitatea, securitatea și descentralizarea. Astfel, Phantom poate procesa mii de tranzacții pe secundă și poate scala la mii de noduri din rețea. Proiectul se laudă cu tranzacții finalizate aproape instant și asta la un cost de ordinul cenților, fiind varianta aleasă de multe aplicații descentralizate ce funcționează pe rețeaua Ethereum. Și asta pentru că platforma Phantom este compatibilă cu Ethereum Virtual Machine, iar peste 80 de aplicații descentralizate sunt găzduite acum pe această rețea, printre care SushiSwap, ShibaSwap, dar și proiectul care ocupă poziția 7 în lista de astăzi. Phantom este unul dintre cele mai importante proiecte cripto din industria blockchain și asta se poate vedea și după poziția din clasamentul CoinMarketCap, unde ocupă locul 32 cu o capitalizare de peste $5 miliarde. Moneda are peste 80% din supply deja lansat în piață, un detaliu foarte important pentru cei care vor să investească pe termen lung, iar în prezent are un preț de aproximativ $2 per token, în timp ce all-time high-ul a fost de aproape $3,5. 4. Coin98. Proiectul Coin98 a fost fondat încă din 2020, însă lansarea și popularitatea au apărut după ce criptomoneda a fost lansată pe Binance Launchpad în august 2021.
Platforma reprezintă o soluție all-in-one pentru spațiul DeFi sau de finanțe descentralizate și oferă mai multe servicii precum swap-uri cross-chain, staking sau farming. Coin98 oferă acces la peste 50 de blockchain-uri diferite și are în prezent peste 700.000 de utilizatori din 150 de țări de pe glob. Ceea ce face Coin98 diferit față de alte proiecte DeFi care oferă lichiditate cross-chain este că folosește SpaceGate, un bridge cross-chain ce permite swap-ul între diferite rețele blockchain. Tokenul platformei folosește numele de C98 și a fost lansat pe 3 blockchain-uri diferite, Ethereum, Binance Smart Chain și Solana. Și cu un preț de puțin sub $1.7, criptomoneda ocupă poziția 168 în clasamentul criptomonedelor și are un market cap de doar $300 de milioane. Iar popularitatea proiectului Coin98 se poate vedea și de pe CoinMarketCap, unde aproape 4 milioane de useri au adăugat criptomoneda în watchlist, demonstrând că mulți investitori iau în calcul o investiție în această monedă atunci când piața va intra înapoi în bull market. 5. HEX. Criptomoneda HEX a fost lansată în 2019 ca un token pe rețeaua Ethereum și este la baza proiectului ce folosește același nume și care a fost fondat de antreprenorul Richard Hart. Proiectul HEX anunță că este primul depozit blockchain certificat și recompensează investitorii care își depozitează la stake monedele deținute pe această platformă. Dezvoltatorii anunță un randament cuprins între 3,69% și 369% pe an, în funcție de volumul depus la stake pe această platformă. Iar recompensa primită de utilizatori va fi în criptomoneda platformei, iar aici valoarea câștigată poate varia și în funcție de evoluția prețului pentru tokenul HEX. Platforma folosește un sistem de smart contracts pentru procesul de staking, iar acesta a fost special conceput pentru a incentiva userii care ajută la aprecierea prețului, dar poate penaliza utilizatorii a căror acțiuni va afecta prețul monedei HEX. All-time high-ul monedei a fost de 55 de cenți în luna noiembrie, iar în prezent are un preț de doar 20 de cenți, ocupând poziția 200 pe CoinMarketCap. De asemenea, în această perioadă, peste 400.000 de wallet-uri dețin această criptomonedă, iar conform site-ului oficial, HEX a avut în ultimii 2 ani o creștere de peste 9480x. 6. Tezos. Chiar dacă la prima vedere Tezos pare o rețea blockchain foarte asemănătoare cu platforma Ethereum, aceasta are o diferență majoră. Și asta pentru că Tezos oferă o infrastructură blockchain mult mai avansată și permite upgrade-uri și îmbunătățiri ale rețelei, fără a apela la hard fork-uri. Aceasta este o problemă cu care atât Bitcoin cât și Ethereum s-au lovit la un moment dat și tocmai din acest motiv avem în prezent proiecte precum Bitcoin Cash sau Ethereum Classic. Dezvoltatorii descriu platforma Tezos ca un blockchain conceput pentru a evolua și care va putea adopta în viitor noi idei introduse în spațiul blockchain, nefiind riscul ca această platformă să poată fi considerată vreodată învechită. Iar Tezos este una dintre cele mai populare platforme de contracte inteligente, ce folosește consensul Proof of Stake, aceasta folosind un sistem formal de verificare ce oferă încredere și securitate. Criptomoneda proiectului a atins all-time high-ul în octombrie 2021, când a depășit pragul de $9, iar în prezent Tezos are un preț de aproximativ $4 și, cu o capitalizare de aproape $4 miliarde, Tezos ocupă în această perioadă poziția 40 în clasamentul CoinMarketCap. 7. Curve DAO. Curve DAO reprezintă tokenul de guvernare a platformei Curve Finance, un nume foarte important din spațiul DeFi. Curve Finance a fost lansat în ianuarie 2020 și oferă un exchange descentralizat pentru stablecoins ce folosește un sistem de automated market maker pentru a gestiona lichiditatea. Bineînțeles, nu este foarte popular conceptul de exchange pentru stablecoins, dar proiectul celor de la Curve are ca scop schimbul de active ce vor avea întotdeauna aceeași valoare, fiind un serviciu foarte util în spațiul finanțelor descentralizate, mai ales pentru userii care preferă să depună la stake pentru a avea un risc cât mai mic în perioada de bear market. Tokenul Curve DAO are în această perioadă un preț de $2.9 și un market cap de $1.3 miliarde, ocupând poziția 70 pe CoinMarketCap. Iar un lucru foarte interesant la această monedă este că prețul ei a crescut după crash-ul din 4 decembrie și asta pentru că Curve DAO poate avea o evoluție interesantă, mai ales atunci când piața cripto se află într-o corecție. Știu că părerile sunt împărțite în ceea ce privește direcția pieței cripto în 2022, iar Curve DAO poate fi o variantă care merită urmărită dacă Bitcoin va continua să scadă în următoarele luni, iar investitorii vor alege să tragă în stablecoins până la stabilirea unei direcții clare pentru domeniul blockchain. Și acestea au fost cele 7 criptomonede sub $5 pe care ar trebui să le urmăriți în 2022. Bineînțeles, sunt mult mai multe astfel de proiecte, dar astăzi m-am concentrat pe doar câteva dintre ele. Sunt curios în ce monede din lista de astăzi ați investit până acum și în ce proiecte vă gândiți să investiți în viitor. Lăsați în comentarii părerile voastre, iar dacă vreți să prezint în viitor anumite criptomonede, mi le puteți specifica mai jos. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit. Eu am fost Tsunami, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!